Primăria Suceava va monitoriza mai strict șantierele din imediata apropiere a școlilor cu scopul de a asigura protecția necesară pentru elevi. Acolo unde nu pot fi încheiate lucrările, constructorii vor asigura curățenia minimă, astfel încât disconfortul să fie cât mai redus. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, o situație aflată în atenția municipalității este cea din Burdujeni, din preajma școlii cu numărul 10. În zonă va fi o schimbare de plan. Singura soluție este să facă curățenie până vineri, așa cum trebuie în acea zonă, și luni elevii să poată să înceapă școala cum trebuie. În caz contrar, știți că nu am stat pe gânduri și am aplicat amenzi. O altă unitate școlară are probleme din cauza blocării totale a accesului pe strada Narciselor. Strada este restricționată total. Sperăm că în această săptămână, până vineri, să găsim o soluție ca elevii și părinții să ajungă până în zonă cu mașinile pentru a-și duce copiii și în general, lucrurile sunt așa cum știți dumneavoastră. Iarăși, pe tipografie, o zonă unde avem și școala generală și liceu, ca după război. Deși constructorul Pfeiffer se plânge că municipalitatea este de rea credință, viceprimarul Harșovski a anunțat că întâlnirile tehnice săptămânale de la primărie vor continua până la termenul final asumat 30 septembrie, când trebuie să se închidă toate șantierele pe apă și canalizare. Aceste comandamente le facem pentru a-i stimula pe acești constructori, dar vedeți că sunt imuni și la amenzi și chiar acuză voalat, indirect, că avem ceva cu ei. Nu are nimeni nimic cu ei, trebuie să termine până pe 30-a 9-a lucrările pe apă și canalizare și să readucă la starea inițială. Vor finaliza până la urmă, a fost mult mai puțin și vom scăpa de ei, în așa fel încât după aceea și primăria pe forțe proprii să mai refacă pe unde mai este de făcut, pentru că oricât ai vrea să refaci acel ștraif în stânga, în dreapta, ar trebui și primăria să se implice. Totodată viceprimarul Harșovski a solicitat inspectorilor de la primărie să inventarieze toate intervențiile constructorului unde terenul a fost adus la starea inițială, însă ulterior suprafața a cedat pentru a se face corecțiile necesare.